Bună, Dino! Bună, Dina! Wow! Sigur este o zi cu vânt puternic, nu-i așa? Ați vrea să învățăm ceva nou astăzi? Minunat! E, atunci știți ce aveți de făcut? Hai să apăsăm pe acest buton și să vedem despre ce vom învăța astăzi. Uite, este butonul cu numere. Hai să vedem unde se oprește următoarea coloană. Oh, n-am mai văzut acest semn până acum. Arată ca o plută de navigat. Mă întreb la ce ne-ar folosi o plută. Uite, Dino, e favoritul tău. Vom merge la lac să învățăm numerele. Sună distractiv, Dina? Minunat! Stați puțin, dinozaurilor. N-am uitat ceva? Pernuțe pentru notat, ca să fiți în siguranță în apă. Pernuțe roz pentru Dino și pernuțe galbene pentru Dina. Minunat! Acum arătați ca și cum sunteți gata pentru o aventură. Hai să mergem la lac și să vedem ce numere putem învăța. Sunteți gata? Wow, dinozaurilor! Aceste plute arată minunat! Sunteți gata să începem să numărăm? Bine atunci! Hai să începem să numărăm! Dina, poți să fii puțin atentă? Oh, uite, ai dreptate! Nu feri! Hai să-i numărăm! Dina a găsit un nufăr, doi nuferi, trei nuferi! Foarte bine, Dina! Dino, ai vrea să numărăm altceva? Ai dreptate, Dino! Uite aceste rățuște în lac! Hai să le numărăm! Uite! Dino se pare că a găsit o rățușcă, două rățuște, trei rățuște. Foarte bine, Dino! Dina, credeți că mai găsim și altceva de numărat? Oh, wow, ai dreptate, Dina! Acești fluturi care zboară pe lângă lac. Hai să-i numărăm înainte să plece. Un fluture, doi fluturi, trei fluturi. Ce e aia, Dina? Ai văzut cumva patru fluturi? Dar unde este al patrulea? Oh, uite! Este și al patrulea fluture. Este pe nasul lui Dino. Foarte bine, Dino și Dina. Puteți să vă amintiți ce am numărat astăzi? Ai dreptate, Dino. Am numărat 1, 2, 3 nuferi. 1, 2, 3 rățuște. Și 1, 2, 3, 4 fluturi. Și se pare că Dino și Dina și-au făcut ceva prietene astăzi. Ce distractiv a fost să învățăm numerele la lac. Ne vedem data viitoare. Bună, Dino! E momentul să învârtim butonul să vedem ce vom face astăzi. Hai să vedem. Oh, vom merge să învățăm diferite forme. Și vom face acest lucru în timp ce desenăm. Sună atât de distractiv. Și vom ieși la iarbă verde. Să mergem, Dino. Bună, Dino și Dina, ce aveți de gând să desenați? Am o idee. Ce-ar fi să desenăm ceva și apoi să ghicim ce fel de formă este? Ok, așa o să facem, Dino. Vrei să începi?
Știi ce este asta? Ai dreptate, este o mingine. Știi cumva ce formă are? Foarte bine, Tina! Este cerc. Acum e rândul tău să desenezi ceva. Exact așa! Ai desenat o cutie. Știi cumva ce formă are? Vă pricepeți foarte bine la asta. Într-adevăr, este un pătrat. Dino, hai să încercăm încă una. Aici e ceva la mijloc. Dina, ai vreo idee? Ai dreptate din nou, Dina! Este un corp de casă, partea care vine sub acoperiș. Dina, e rândul tău! Cred că are legătură cu ce ai desenat mai devreme. Ai dreptate! Este acoperișul casei! Asta a fost destul de grea. Și care este numele formei? Ok, o să vă dau un indiciu. Câte unghiuri are? 1, 2, 3. Are 3 unghiuri. Deci cum credeți că se numește? 3 unghiuri? Sunteți pe aproape, se numește triunghi. Hai să mai desenăm încă unul, Dino. Mă întreb ce poate fi. Nu, Dino, nu cred că am ghicit. Ce poate fi? Ai desenat o sferă? Asta este foarte creativ din partea ta. Și ghiși ce? Exact așa se numește forma. Sferă! Ne-am cam încheiat activitatea pe ziua de astăzi. Hai să vedem câte forme diferite am avut. Prima dată am avut o minge. Forma este de cerc. Apoi am avut o cutie și este un pătrat. Aici ne-am încurcat puțin. Corpul casei este un dreptunghi și acoperișul casei este un triunghi. În sfârșit, am făcut și o sferă. Seamănă cu un ou, nu-i așa? V-ați descurcat super bine, băieți, astăzi! Acum știm formele de bază. Ok, e rândul să ne distrăm. Ce ziceți de un joc de șah? Minunat! La revedere, Dino și Dina! Ne vedem în curând!